Salutare, acvariști și acvariste! Azi am să vă prezint unul din speciile mele preferate, o specie cu care am avut foarte mult ghinion, însă de care mi-a plăcut foarte mult. Este vorba de pești cardinal, o specie care nu primește atâtea laude pe cât merită. Numele lor englezesc este White Cloud Mountain Minnow și în maghiar li se spune Colibrihor. Numele latin este Tanichthys albonubes. Numele englezesc vine de la muntele White Cloud Mountain. Acest munte este cunoscut pentru norii care se ridică atunci când plouă sau în timpul primăverii. Muntele Baiyun, cum se numește în chineză, se află în sudul Chinei, lângă orașul Guangzhou. Habitatul natural are ape cu curgere rapidă, curate și bine oxigenate. Habitatul original a fost afectat prea mult de către turism și poluare, motiv pentru care peștii aceștia nu mai pot fi găsiți acolo. În mare parte această specie supraviețuiește datorită hobby-ului. Dacă nu ar fi fost acvariștii, acum s-ar mai fi găsit într-un singur loc de pe planetă. Pe lângă varianta naturală, mai cunoaștem și varianta Longfin, altfel zis Meteor Minnow, și varianta Golden sau varianta Galbenă. Există și subvariante care se numesc Blond, adică este o variantă de galben deschis, și varianta Pink, adică o variantă mai roz. Acest pește crește până la 4-5 cm lungime și are un corp suplu. La aceeași vârstă, femelele mature sunt ceva mai mari și mai rotunde decât masculii datorită icrelor. Mascurii sunt ceva mai colorați, însă înotătoarele îngălbenite pot fi semn de putrezire, deci fiți atenți la condițiile în care țineți. Cel mai mic acvariu în care putem să ținem acești pești este de 50 de litri, cu substrat închis la culoare. Culorile deschise îi stresează din cauza că nu se pot camufla în acel mediu. Fundalul acvariului trebuie să fie bine plantat, astfel încât peștii să se simtă în siguranță. În ce privește temperatura, în habitatul original, aceasta variază între 18 și 22 de grade, însă peștii pot rezista până la 5 grade. Dacă vreți, puteți să-i țineți afară în timpul verii, însă vă sfătuiesc ca această tranziție de temperatură să se facă treptat de-a lungul mai multor zile sau chiar săptămâni. Să nu uităm că acești pești trăiesc de mai multe generații în acvarii încălzite, la ferme, și fiecare generație este obișnuită cu temperaturi peste 20 de grade. Totuși trebuie menționat faptul că dacă trecem de 26 de grade, deci limita superioară, metabolismul peștilor este foarte accelerat, asta înseamnă că durata lor de viață este mai scurtă și totodată o să aibă probleme și cu oxigenarea, pentru că apa caldă nu conține destul oxigen pentru această specie, ei fiind obișnuiți cu temperaturi mai scăzute. Deci dacă vreți, puteți să-i țineți afară în vase de 100-200 de litri. Acest volum este necesar pentru stabilitatea termică, adică să nu aibă oscilații de temperatură foarte mari între zi și noapte. În aceste vase trebuie să aveți multă vegetație. Vegetația le asigură și loc de ascunziș, dar asigură și posibilitatea ca țânțarii să-și depună ouăle acolo, asigurându-le peștilor ceva hrană vie. Dacă vreți să vedeți cum se țin acești pești afară, vă recomand să vă uitați la clipurile mai vechi de pe canalul Aquarium Co-op. Tot în legătură cu ținutul peștilor în curtea casei, vă recomand să aveți grijă ca temperatura să nu depășească acei 26 de grade. Deci evitați ca apa să fie expusă la lumină solară de dimineață până seara. Din cauza limitei inferioare de aproximativ 5 grade, acești pești nu sunt potriviți pentru a fi ținuți în iazuri, deci în timpul iernii trebuie să-i avem înăuntru. În ce privește pH-ul, acesta trebuie să se situeze între 6 și 8, preferabil 7, iar GH-ul, adică duritatea totală a apei, poate fi între 5 și 19, preferabil mai aproape de valorile minime decât de cele maxime. Durata de viață a acestor pești este de până la 5 ani, până ce nu ți-au trăit măcar 3-4 ani, nu te lăuda că ai toate condițiile asigurate, pentru că rezultatele nu pot fi contestate. Cardinalii sunt pești omnivori, adică mănâncă de toate, și dacă vreți să vedeți cât de rapizi sunt, atunci dați-le hrană vie. Ca întotdeauna vă recomand o alimentație diversă, în care intră săptămâna și mazăre verde fiartă sau spanac, dar puteți experimenta și cu broccoli sau alte legume. În cazul în care rămâne prea multă mâncare pe substrat, acesta trebuie aspirat. Cardinalii trăiesc în grupuri relativ mari, motiv pentru care acvaristul trebuie să țină cel puțin 6 indivizi în acvariu.
De preferat ar fi și mai multe exemplare. Ca și adâncime, ocupă partea de mijloc a acvariului. Acest lucru este relevant și în tipul hrănirii, pentru că, deși s-ar putea să consume mâncare de pe suprafața apei, mare parte o vor consuma în zona mediană și puțin sau deloc de pe substrat. Este o specie timidă, în acvarii bine plantate, cardinalii pot coexista și cu creveții receri. Acvariul trebuie să aibă capac sau nivelul apei să fie mai scăzut, deoarece pot sări când se fugăresc. Condițiile de bază pentru reproducere sunt apa curată și hrana bogată în proteine, în special hrana vie și hrana congelată. Această hrană vie trebuie dozată în cantități relativ mari, astfel după ce peștii se împerechează, icrele nu vor fi consumate și nu vor fi consumați nici puieții care eclozează peste 2-3 zile. Dacă tot vorbisem de puieți, aceștia seamănă leit cu neonii, dar cu timpul își pierd acea culoare frumoasă. Ei trebuie hrăniți cu infuzorii, mai ales în primele săptămâni. Un acvariu mare, matur și cu puțin pești poate asigura condiții pentru supraviețuirea câtorva puieți, însă e cel mai bine să-i separați și să-i hrăniți acolo. Acești pești au și un ritual de împerechere. Înainte de împerecherea propriu-zisă, masculii se vor duela, arătându-și înătătoarele și încercând să pară mai mari. Totodată se poate vedea și cum masculii fugăresc femelele. Copularea este rapidă, femela va elimina icrele din corp, iar masculul le va fertiliza înainte ca acestea să cadă în vegetația densă, de preferat Java moss sau mop special destinat înmulțirii peștilor cu icre. În ce privește experiența personală cu acești pești, eu am avut destul de multe ghinioane. Ghinioanele înseamnă lipsă de cunoștințe, lipsă de atenție și probabil și o vină oarecare. Primul rând de cardinal a murit prins între decor și sticla acvariului. Atunci când am făcut decorul, nu am observat că a rămas un pic de spațiu între decor și sticlă. Următorul rând a fost omorât de filtrul cascadă din acvariul de carantină în ziua în care au sosit. Eram grăbit să ajung înapoi la muncă și nu am găsit buretele care se pune la țeava de admisie. Când am ajuns acasă, unul singur mai era în viață, restul a fost decapitați. Un alt rând a murit de la o infecție de columnaris și un rând de la șocul produs de diferența de chimie în ziua sosirii. Menționez că am folosit metoda picurării. Ultimul rând nu i-am mai ținut cu picurare, ci i-am aruncat direct în acvariul de carantină și i-am dozat o linguriță de sare neiodată. Toți au rămas în viață, motiv pentru care am folosit această procedură la fiecare achiziție de pești. Și cam asta ar fi pentru astăzi. Mulțumesc pentru atenție și ne vedem în episodul următor.